Piața imobiliară din Buzău s-a caracterizat în 2014 printr-o creștere spectaculoasă a prețurilor. Potrivit analizei portalului imobiliare.ro, orașul nostru este reședința de județ care se află în topul clasamentului cu cele mai mari scumpiri consemnate la nivel național. Mai exact, prețurile locuințelor au crescut aici cu 6,7%, de la 518 euro pe metru pătrat util în trimestrul 4 din 2013 până la 553 de euro în trimestrul 4 din 2014. Pe de altă parte, Buzăul a înregistrat majorări de prețuri mai mari ca în alte reședințe de județ, mult mai dezvoltate din punct de vedere economic, cum ar fi Brașov, Timișoara sau chiar Ploiești. În schimb, au fost reședințe de județ unde prețurile locuințelor au scăzut. În Galați, județ din regiunea sud-est, din care face parte și Buzăul, pretențiile proprietarilor care au vândut imobile au scăzut cu 0,4% în decurs de 12 luni, de la 623 de euro pe metru pătrat util până la 626 de euro. Cu toate acestea, tendința de creștere pe piața imobiliară a putut fi remarcată tot anul. De exemplu, tot în orașul nostru, în 2014, a fost identificată și una dintre cele mai scumpe proprietăți scoase la vânzare la nivel național. Este vorba despre o vilă hotel din comuna Mărăcineni, situată pe DN2E85. Prețul de vânzare a fost de 990.000 de euro. În ceea ce privește prețul terenurilor, într-o analiză făcută pe ultimii 4 ani, Buzăul ocupă din nou un loc fruntaș în clasamentul județelor cu cele mai mici scăderi, astfel dacă în alte orașe s-au înregistrat tranzacții cu până la 70% mai ieftine, în Buzău prețul pentru un metru pătrat de teren vândut a scăzut cu doar 43%.